Fata de 22 de ani a fost arestată preventiv după ce și-a vărsat nervii pe toată lumea care i-a ieșit în cale. A bătut 5 oameni într-un bar, 3 dintre ei fiind agenții de securitate chemați să o potolească. Nici măcar 3 polițiști locali n-au reușit să-i facă față, toți au fost loviți de tânăra greu de calmat. Doar agenții de la Poliția Națională au reușit să o imobilizeze și să o ducă la secție, inclusiv unul dintre ei a fost lovit de mai multe ori. Polițiștii cred că fata, care acum riscă să ajungă la închisoare pentru ultraj, a consumat substanțe interzise, altfel, practic, nu este explicabilă o astfel de izbucnire de forță, 5 oameni care au fost bătuți, mă. Să știi că sunt la modă filmele și serialele cu super eroine feminine. Am văzut multe realizate. De la Fam Nikita, nu mai știi? Era la ProTV. Zici că trebuie să intervină un nou marcaj al CNA-ului pentru ca femeile să nu se apuce de luptă cu adevărat. Și sunt foarte bune și la sporturile de contact. Și fetele astea două cred că au viitorul lor acolo. Știi că la un moment dat, e bună povestea asta, îți aduce aminte cum l-au găsit pe Sonny Liston? Sonny Liston, campion mondial de box, din pușcărie. Bun la box, apucă-te de box. S-a apucat în pușcărie, a ieșit și a ajuns campion mondial. Poate și fata asta, după ce iese de acolo. Vrea lumea să eliberăm mai mulți deținuți, să avem mai mulți campioni la box, să se întoarcă vremurile fraților Simion. Am văzut o poveste foarte tristă, l-am văzut pe Leonardo Roftei, apropo de box, în Canada, șofer de tir. Un campion mondial care avea tricolorul pe umeri și era cu fața vânătă, tumefiată, umflată, plin de sânge. A plecat, pentru că noi, cu toții, n-am fost în stare să-l ținem aici. E o altă poveste și vom vorbi în detaliu despre asta.